Și arbitrul Colțescu îi acordă al doilea cartonaș galben capitanului de la CFR Cluj. Între timp, capitan este Păun. Cartonaș roșu! Cartonaș roșu pentru portarul Vâtcă. Cartonaș roșu pentru Vâtcă. Ce se întâmplă la Giurgiu, doamnelor și domnilor? Burcă își îndeamnă colegii să părăsească terenul de joc. Este cartonaș roșu și penalti pentru Astra. Iată momentul. Oh, un pumn pe care Vâtcă îl aplică lui Radunovici. Un pumn pe care portarul CFR-ului îl aplică capitanului de la Astra, un gest pe care arbitrul Colțescu îl vede. Eu zic că este o decizie corectă, este acoperit de regulament. Văd că are o reacție de neînțeles. Îi dă un pumn lui Radunovici. E adevărat, lovitura poate că nu a avut intensitate, dar Colțescu a sancționat intenția.